În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, din Sfintele Evangheliei vedem multe învățături sfinte, le învățăm multe învățături dumnezeiești, primind din Sfintele Scripturi multe pentru noi folositoare exemple, dar vedem și vindecări nenumărate de Domnul Iisus Hristos săvârșite. Iar orice vindecare, ce este? Este repunerea sănătății în om. Este îndepărtarea bolii și a neputinței, a suferinței. Este redarea sănătății. Omul i-a dat sănătos familiei, societății, bisericii, iar bolile sunt de multe feluri. Fiecare om cu boala lui. Pentru sănătatea trupului Dumnezeu a lăsat medici, doctori, care prin al lor cunoștințe să aducă alinare și vindecare după putință. Vedem că Sfânta Scriptură vorbește în multe lucruri despre doctori, despre medici. Iar mai practic, să ne oprim la un exemplu, Apostolul Pavel avea cu el un om ce îl însoțea în al lui călătorii misionare, doctorul Luca, să-l ajute pe acesta. Când era bolnav de ceva, Pavel făcea minuni multe, dar pentru ceva simplu ce putea să trateze prin doctorul lui, cum să fă Dumnezeu o minune pentru mine? Și îl folosea pe doctorul Luca. Și așa îl numește el, doctorul Luca. El totuși are alături pe el, el care a scris apoi Luca, Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Și vedem că a fost totdeauna cu Pavel la noi călătorie. Dar dacă ai nevoie să nu zici niciodată, mă va vindeca, să nu zici, doctorii nu pot face nimic, ci pot, căci ei tot de Dumnezeu sunt lăsați să lucreze și să ajute. Unii dintre ei poate sunt credincioși, dar e treaba lor. Dumnezeu le dă dar să lucreze, dar dacă nu sunt credincioși, nu sunt cu Dumnezeu. Și treaba lor, nu-i judecăm. Li s-a dat dar cândva li se va lua. La care au pe urmă și ce are îi se va lua. Acolo Dumnezeu lucrează, nu lucrez eu. Dar unii oameni refuză tratamentele de la medici și dacă-s bune, le refuză. Unii care zic că-s cu Dumnezeu, le refuză și nu le vor. Că nu-i bine, că după ei li se pare ceva și gata. Deci pe parcursul vieții le-au schimbat unele, că nu i-au convenit, le-au pus după ei. Că au zis, cândva ne-au învățat unul de-al nostru că e așa, deși n-a fost bine. Dar cel de sus a lăsat și pe acești doctori pentru sănătatea oamenilor. Dumnezeu însă este marele doctor, care le vindecă pe toate, orice boală și orice neputință, într-un mod direct. Pe toate. Vedem cum acel înger din cer ce se cobora la Bitesda, tulbura apa, cine intra primul în apă se vindeca de orice boală era cuprins, orice boală. N-a zis doar asta sau asta sau asta sau autovindecă, ci orice boală. Iar când se amintește, de exemplu, că în pustie și-au dus oamenii cu ei bolnavi și Iisus i-a vindecat, pe toți, orice boală au avut, au primit de vindecare de la ea prin Iisus Hristos. Orice și într-un mod direct. Dacă noi căutăm vindecare, să alergăm la Dumnezeu să ne ajute și să cerem și oameni cu credință să ne dăruiască,
să ne ajute, de Dumnezeu trimiși și rânduiți spre folosul nostru. Azi în Evanghelie vedem oameni bolnavi. Ce aleargă la Iisus, sunt lângă Domnul Iisus Hristos. Și citim astfel, în vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după dânsul doi orbi. Aceștia strigau și ziceau, miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Iar după ce a intrat el în casă, au venit la dânsul orbii și a întrebat Iisus, credeți că pot să fac eu aceasta? Răspunsul lui, da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor zicând, după credința voastră, fie vouă. Și s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Însă ei, după ce au ieșit, au răspândit numele Lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată, au adus la dânsul pe un om mut, având diavol, și fiind scos afară diavolul, a grăit mutul. Iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau, cu Domnul diavolilor scoate pe diavoli. Și Iisus, străbătând prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, provodând Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință în popor. Evanghelia este deosebit de frumoasă. Vedem pe Iisus Hristos vindecând orice boală și neputință. Credeau asta și cei doi orbi ce alergau după Iisus Hristos. Au strigat după El să le ajute, să-i ajute. Iisus parcă n-a vrut să-i ajute. I-a lăsat în drum și le-a intrat în casă. Cum a zice noi, nu le-a păsat de ei. Stați acolo că nu vă ajut. Dar ei și prin ei ni se dă nouă lecție de credință. Ne dă o lecție nouă de nădejde, lecție de stăruință. Dacă ei au crezut, n-au stat afară, ci au intrat să-L ajute, să-I ajute să stea ei lângă Iisus și Iisus lângă ei. Au văzut că n-au fost refuzați, dar trebuie să aibă stăruință și putere în credința lor. A lor credință nu a scăzut, a lor credință nu s-a împuținat, credința lor nu s-a dat bătută, ci a rămas tare în sufletul lor. A rămas, au stăruit, au alergat și au intrat în casă. Cândva Iisus la fel a lăsat-o și pe acea femeie cananeancă să strige, să stăruiască, să arate la oameni credința ei, așa și aici, să ne arate credința lor. Să învățăm și noi ce important lucru este să ai credință. Cei doi orbi credeau că Domnul Iisus Hristos îi poate ajuta. Știau ei că în lume nu toți oamenii se vindecă, dacă nu văd, dar ei voiau să vadă. Unii sunt așa ca prin să se lucreze lucrul lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce. Știe, dar nu știm noi. Dar cel de sus știe de ce. Iar prin cei doi ne arată ce înseamnă credința stăruitoare, ce înseamnă nădejdea, și stăruința, ce înseamnă să fii cu adevărat om credincios. Ei știau cei doi
că în timpul lui Ilie erau multe văduve în Israel. Dar nu la toate au fost trimis Ilie, ci doar la una din Sarepta Sidonului. Doar acolo s-a înmulțit unde lemnul și făina. Dar ei știau că aici este Iisus Hristos și poate ajuta și pe ei. Și de aceea vin cu credință. Ei știau că mulți leproși erau în Israel în vremea lui Elisei, prorocul. Dar nu s-a vindecat decât numai unul, Neeman sirianul. Ei erau doi, dar știau că Iisus îi poate vindeca pe amândoi. Și că nu o să meargă fără ajutor. De aceea au stăruit, alergat, cu nădejde, cu credință și s-au dus. Nu s-au dat bătuți deloc. Știau că Ilie a închis cerul 3 ani și 6 luni, dar prin rugăciune a deschis înapoi. Și de aceea vin și se roagă înapoi cu stăruință, se roagă să fie ajutați, să nu fie dați la o parte, să nu fie uitați, ci e Domnul Iisus Hristos, care e Dumnezeu adevărat, să le ajute lor, credeau. Și de aceea s-au apropiat să ceară. Ei știau și Domnul Iisus Hristos poate să-i vindece. Știau. Multe pot face oamenii și prin alte lucruri. Multe putem face noi. De exemplu, avem vedere. Prin vedere, noi admirăm ce e în jurul nostru. Vedem soarele, vedem luna, vedem norii, vedem munții. Noi putem citi și învăța dacă avem vedere. Noi putem vedea marea și câmpia, putem vedea oamenii care dacă sunt buni sau răi, putem vedea aurul sau argintul. Noi putem vedea multe, văzând și învățăm și ascultând, putem învăța. Dobândim multe învățătură, dobândim și anumim că avem și înțelepciune și minte și depozităm să le folosim, să le avem. Multe avem, dar pe lângă asta mai avem și altceva? Avem, de exemplu, și auzul. Și putem auzi multe. Auzim plânsul unui copil, poate al nostru. Plânge că e foame sau s-a lovit. Dacă n-ai auz, nu-l auzi. Și atunci e rău. Ce important e și auzul. Putem auzi cererea unui bolnav și îți ceri o cană de apă. Important e și auzul să ai. Putem auzi rugăciunea unui lipsit, că-i flămând. Putem auzi. Important e și auzul. Putem auzi cântecul unui solist, să te înalțe, să te bucure. Putem auzi. Ce bine e că avem și auzul. Putem auzi chemarea mamei, dacă ești copil, când te strigă pe nume. Să putem auzi chemarea bisericii, să o măzărua Sfinte Evanghelii, ce bun e și auzul să-l avem. Dar le avem pe acestea, putem avea și pipăitul, să simți dacă un lucru e rece sau cald și ai pus mâna să vezi, să nu-ți facă rău, să te ferești. Vezi dacă este moale sau dur. Atenție, să știi să te ferești. Ascuțit sau nu, poate simți o lacrimă sau altceva. Ai și gustul să simți că e dulce sau amar, dacă e poate sărat sau acru sau cumva. Ai mirosul dacă e plăcut sau neplăcut, stricat sau respingător. Le avem pe toate. Multe avem noi. Dar numai prin credință te apropii de Dumnezeu. Acestea Dumnezeu ne le-a dat nouă să le avem aici. Dar prin credință doar vii la Dumnezeu. Au cerut cei doi sau au vrut să aibă vedere, celelalte le aveau.
Dar numai prin credință au putut alerga și stărui. Prin credință. Dacă n-ai credință, atunci stai deoparte. Prin simțuri, prin tot ce Dumnezeu ne-a dat celelalte, ce le avem noi, vedem, cunoaștem cele de Dumnezeu făcute pe pământ. Dar numai prin credință te apropii de Dumnezeu. Credința lucrătoare și iubirea. Doar așa te apropii de Dumnezeu și îl iei și îl pui în suflet. Altfel nu. Oare ce facem prin credință? De vorbim de ea și vedem credința celor doi orbi. Ce facem sau ce se întâmplă prin ea? Dacă deschidem Sfânta Scriptură, așa, să vedem ce spune Apostolul Pavel despre credință, nu ce spun eu. El zice așa, Apostolul Pavel, prin credință înțelegem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri, din lucrurile care se văd. Evrei 11:3. Iată ce ne spune Pavel, apostolul. Înțelegem de aici că în spatele celor văzute este Dumnezeu. Vezi ce înseamnă asta? Vezi ce înseamnă că prin credință doar înțelegem că lumea a fost făcută prin al lui Dumnezeu cuvânt. A zis și s-a făcut, a poruncit și s-a zidit. Vezi ce înseamnă credința? Prin credință noi înțelegem, pricepem cum funcționează atâtea legi care sunt în lume. Ce nu le-am pus noi? Nu le schimbăm noi, doar le vedem, stăm în ele, le analizăm, le apreciem, zicem un fel sau altul, dar sunt și au fost totdeauna și vor fi legi de Dumnezeu rânduite și de Dumnezeu lăsate. Noi oamenii suntem mici față de ele. Noi, prin credință, înțelegem cine este în spatele lucrurilor văzute. Înțelegem că este Dumnezeu. Noi ne dăm seama că în parte cunoaștem, în parte înțelegem, în parte. Dumnezeu le știe pe toate. Dar prin credință treci dincolo de cele văzute. Te apropii de Dumnezeu și crezi în Dumnezeu. Doar prin credință. Dar oare ce lucrează credința? Dacă ne uităm, spune tot Pavel la Evrei 11:4, ce prin credință a adus Abel lui Dumnezeu jertfă mai bună decât Cain. Prin credință. Vezi ce lucrează? Jertfă mai bună. Dar mai bun. Cineva făcea o analiză și zicea în felul următor. Zice, a adus Abel jertfă din oile sturmei sale, nu din roadele sale, nu din ce a lucrat cu mâinile sale să se laude ca fariseu, ce-am făcut eu, ci din ce Dumnezeu i-a dat. A adus din ele jertfă și dar. Cain a adus din lucrul mâinilor lui, Doamne, ce-am făcut eu, ce-am lucrat eu, ce am săvârșit eu, Doamne, să aduc de acolo. De aceea darul lui Abel a fost primit și al lui Cain n-a fost primit. Și noi zicem în Sfânta Liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ți-a aducem de toate și pentru toate. Deci, Doamne, de la tine și pentru tine. Ale tale sunt toate. Vedem ce înseamnă a lucra cu credință, aduci jertfa bună lui Dumnezeu. Așa facem. Dar oare ce a lucrat prin credință Enoch? Citind despre el, tot în Sfânta Scriptură, și amintește despre el tot Pavel, tot la Evrei 11:5. Ce prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Prin credință. Ce înseamnă credința? Te mută?
De aici, direct dincolo. Ce înseamnă ea? Iisus tot a zis așa, cine crede în El, chiar dacă moare, trăiește. Dar trebuie să crezi. Enoch n-a mai trecut prin moarte și direct dincolo. Vezi că se poate face trecerea direct? Și a ta moarte, corect, este doar adormire, nu moarte. Ai adormit și ești dincolo. Ca și când te pui în somn și ai adormit, te treci doar dimineața. Așa și atunci ai adormit, doar te treci dincolo, în cealaltă lume. Doar ai trecut, n-ai murit, ci trăiești în veșnicie. Dar trebuie să ai credință și atunci te muți dincolo la Dumnezeu, dacă ești cu Dumnezeu. Dacă ne uităm, am văzut că Ilie a avut omul lui Dumnezeu. De ce? Că era cu credință și lupta pentru credință. Omul lui Dumnezeu. Enoch, cum e numit? Unul care umblă cu Dumnezeu. Căci asculta de Dumnezeu și iubea pe Dumnezeu și a lui rânduială și toate ale lui. Ce mult contează să știi ce poate credința. Și am punctat la cei doi oameni ce vin la Iisus Hristos că aveau credință și aveau. Pentru credința lor, iată, li s-au deschis ochii. Aveau credință în Iisus Hristos și aveau. Prin credință, ce se lucrează sau lucrat în lume? Prin credință lucrează Noe când face corabia. Nu credea în Dumnezeu, n-o făcea. Nu îi se cerea să o facă, că pierea și el. Dar a crezut. Când s-a spus să o facă, a făcut-o. Până la el n-a ploua pe pământ. N-au fost inundații pe pământ. Pământul da abur peste tot și ea de aceea era verdeasă peste tot. Era umezială pe pământ și toate creșteau din abundență. Putea să folosească de toate. Doar atunci a plouat. Cu Noe, când s-a urcat în corabie. De atunci a început ploaia. Și apoi cu Noe a început să arate pe cer curcubeul. Până la el n-a fost. De atunci se arată. De atunci a venit ploaia. Dar Noe, prin credință, a lucrat. Prin credință știi ce faci? Lucrezi pentru ai tăi, că a lucrat Moise să Noe să salveze familia lui și să salveze omenirea. Căci prin el s-au mulțit oamenii pe pământ și n-a pierit neamul omenesc. A lucrat pentru el și pentru alții. Vedem că a lucrat și pot lucra la izbăvirea lumii. Se poate, prin credință, să nu te lași biruit de necredincioși. A stat între ei Noe, în necredincioși, dar n-a fost biruit de ei. Că avea credință tare și statornică, luptătoare și nu s-a dat bătut. Deci a stat 600 de ani între necredincioși. Nu un an, 2, 3, 100, ci 600. Dacă ai credință prin credință, ce faci? Nu te lași birui de rău, ci biruiești răul cu binele. Dacă ai credință, știi ce faci prin credință? Lupți lupta cea bună. Nu zici de ce, Doamne, sau până când, sau de ce eu, ci o lupți în fiecare zi, știind cui slujești. Prin credință îți faci comoară în cer, pe care nimeni nu poate lua, nimeni nu poate fura, nu poate duce. Prin credință nu te răzbuni, ci faci binele. Asta faci prin credință. Mai mult, prin credință ești plăcut lui Dumnezeu și aici și în cer. Iar prin credință umbli în voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă să ai credință? Cei doi oameni alergau la Domnul Iisus Hristos și își mărturisesc credința. Iisus Domnul Iisus a întrebat pe ei,
când au intrat ei în casă, credeți că pot să fac eu aceasta? Ei au zis, da, Doamne, mărturisesc. Și au zis, da, Doamne, arată credința lor în Iisus Hristos. O aveau, nu o ascund, ci o spun. Ei n-au stat afară și au intrat după Iisus. Ei n-au zis, nu-i proprietatea noastră, ci s-au dus să audă, să întâlnească pe Dumnezeu, să fie de Dumnezeu ajutați ei. Și au intrat înăuntru. Credeau, de credința lor le-a dat nădejde. Oare ce e aceasta nădejde, dacă ne uităm noi la ea? Ce ne învață oare pe noi nădejdea în fiecare zi? Oare noi să fim doar așa, în vorbă cu ea? Sau să știm ce înseamnă ea, să stăm tari? Nădejdea înseamnă să spui totală încrederea în Dumnezeu. În El totală. Nu oameni, ci în Dumnezeu. Că El totdeauna poate și vrea să te ajute. Ne bazăm și ne avem încredere în bunătatea Lui, în mila Lui, în dragostea Lui, în puterea Lui, în dreptatea Lui. Avem nădejde că Dumnezeu le împlinește pe acestea când vrea și spre folosul nostru sau a celor din jurul nostru. Când lucrează prin noi, prin nădejde, ne folosește tot ca vase ale Lui, vase sfinte spre folosul nostru și a altora. Dar știi ce zici când ai nădejde? Zici ceva deosebit. Ce spune și Sfânta Scriptură? Zici, precum zice psalmistul, Domnul este stânca mea. Așa zici când ai nădejde în Dumnezeu. El este stânca mea. Ai nădejde că scapi și El te scapă. Cândva, spuneam aici un exemplu, și anume, cândva, iată, se apropie o corabie de niște stânci mânată de valuri, dar au încercat aceia să vireze, să nu se lovească de stânci, s-au virat-o cumva, totuși, de alte stânci care erau în apă, s-a lovit. Și au căzut în apă mulți oameni și s-au necat unii. Fiecare s-a prins de ce a putut. Nu erau departe de țărm. Strigau unii la alții. La un moment dat unul a început să cânte, să zică, Domnul este stânca mea. De ce? Că a aflat sub picioare stâncă și zătea pe apă și iată a văzut că nu-i adânc acolo. Și puteau să vină și alții să stea acolo până vor fi salvați, să nu se nece. A aflat stânca și scăparea. De aceea, în acest fel strigă despre Dumnezeu și psalmistul, Domnul este stânca mea. În alt loc, psalmistul zice așa, Domnul este întărirea mea și scăparea mea. Nu doar stâncă, ci întărirea. Mă întărește în împrejurări deosebite și mă scapă de altceva. Așa face nădejdea. Dar mai mult, citind la Deuteronom, că se spune, Dumnezeu este loc de scăpare în vreme de strâmtorare. Ai nădejde în asta. Și asta e nădejdea, că știi că Dumnezeu e acolo să te ajute la vreme de strâmtorare. Am nădejde. Credința mă duce la aceasta. Din credință izvorăște nădejdea și Dumnezeu nu mă lasă, ci mă scapă la vreme de strâmtorare. Credincioșii se roagă punându-l nădejdea în Dumnezeu. Iar Dumnezeu participă la ajutorul lor și păstrează mari bunuri pentru cel ce are nădejde. Dumnezeu lucrează pentru ei, dar îi și ajută.
Iar cine ne nădăjduiește în Dumnezeu, știi cum este? Ne spune psalmistul, el zice, e bărbat cu inimă întărită. Știi ce îți dă nădejdea deci? Inimă tare. Nu e slab, nu tremuri. Ci bărbat cu inimă tare, dacă ai nădejde în Dumnezeu. Iar Mihaia zice la 7:7, zice, cel ce are nădejde, e ascultat de Dumnezeu. Interesant lucru ce zice și el. Iar Isaia zice altceva. Zice, cel ce are nădejde își înnoiește puterile. Ai văzut? Acei oameni alergau la Iisus cu credință și n-au stat afară având nădejde că Iisus îi ajută. Credința a zvorășit nădejde și erau acolo și cu nădejdea. Amândouă s-au unit și lucrează acolo. Vedem că mulțimile se mirau când Iisus vindeca, iar alții l-au judecat pe Iisus Hristos și l-au acuzat că Iisus lucrează cu Domnul diavolilor. Ei, în loc să vadă minunile ce se lucrau, dacă au avut ochi, întuneric în ochi, n-au văzut bine. Ce mult contează ce vezi cei lângă tine, ce mult contează să vezi lumina, adevărul, pacea, nu să vezi întunericul, dacă el nu este. Pornim cu două lucruri, și anume, dacă ați fost la vreo mormântare, auziți la sfârșit cum preotul ia așa numitele iertăciuni și prezintă întâi viața celui care a plecat din lume. Și cei mai mulți zic așa, preoții la mormântare, de ce doar laudă pe cel plecat? De ce doar laudă? N-am auzit să-l vorbească de rău pe unul. Știi de ce nu-l vorbește de rău? Preotul nu-i pus sau nu merge acolo să pună în fața oamenilor întunericul, ci lumina. Are vreme cel rău să pună întunericul de față. Preotul pune în față lumina, nu întunericul. De aceea nu vorbește despre a lui fapte rele, ci despre a lui fapte bune. Și apoi vedem că unul a judecat pe Mântuitorul Iisus Hristos și l-au acuzat. Vedeau rău. Aveau ochii întunecați și răi. Contează mult. Haideți să facem un exercițiu. L-am văzut și l-am citit și undeva. Și încheiem cu asta. Și anume, cândva un profesor la facultate s-a dus la cursuri. Și iată, merge și pune la fiecare student în față, acolo, o foaie de hârtie albă. Le-a pus la fiecare student în față. Și apoi când a terminat, a zis așa, întoarceți foaia pe cealaltă parte. Și-au întors-o. Au văzut că pe cealaltă parte avea foaia la mijloc un punct negru. Și a zis profesorul, fiecare să scrieți ce vedeți pe foaia aceasta, din fața voastră. Asta e lucrarea voastră de astăzi. Începeți! Și-au scris. La sfârșit adună lucrările și a început să le citească. Și-au scris fiecare despre punctul negru, că e punctul negru așa sau așa sau așa sau așa, mai la stângă un pic, poate nu-i fi la mijloc, și tot așa. A terminat de citit, a zis profesorul, da, dar având foaia albă un punct negru pe ea, dar albul de pe lângă el, care a fost mult mai mare, nu l-a deschis nimeni. De ce să avem ochii întunecați să privim doar întunericul? Așa făceau fariseii, vedeau întunericul, nu era întuneric. Vedeau cum nu trebuie, că aveau ochii întunecați. Dar dacă totuși vedem ceva, vezi să nu te oprești la întuneric, ci la lumină. Aceia n-au deschis niciunul tot albul ce a fost în jurul punctului, ci doar s-a oprit la acela micuț, micuț de tot. Le-a spus, învățați să vedeți lumina. Contează mult. Să vedeți
și strălucește. Mai întâi Dumnezeu este lumină și apoi ne cheamă și pe noi la lumină și la cele luminoase să le punem în față la oameni ca să fie între oameni pace, dragoste, unire, nu dezbinare și întunecime, ci cele bune. Cei doi s-au vindecat și au căpătat lumină prin credință. Noi să avem credință și noi să primim lumină a credinței în suflet și să o punem acolo și a stăruinței și a nădejdii, le punem toate în suflet ca să avem lumină mai multă și să nu vedem undeva întuneric. Și dacă e puțin, nici să nu-l vezi, nu te opri la el, ci la lumină. Că Dumnezeu este lumină și a zis, ca niște fii ai luminii să umblați. Până când aveți lumină, credeți în lumină, așa ne se cere și așa să fim. Și atunci vom vedea toate cele bune și nu avea ochii închiși sau în întunecime, ci deschiși ca să vedem cele sfinte și bune și drepte. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
acum și în ceasul morții noastre. Amin. Preamărită, pururea fecioară, Duhul căciunile noastre la Fiul Tău și Dumnezeul nostru, și roagă să se înmuiască pentru tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăine